doamnelor și domnilor, invitat special la Midnight Poker, Carina. Bună, Carina, bine ai revenit! Ce bine faci? V-am regăsit! Uite, de-abia ce am ajuns dintr-o vacanță și am fost așa pe fugă și am zis să trec și pe la voi puțin să văd dacă mai aduc aminte ceva poker de data trecută. Ce ai făcut la ultima ta participare? Cum a fost? Vorbește puțin experiența cred ta. Cred că a fost pentru prima dată când am jucat la o masă cu profesioniști. Și am scos două persoane înaintea mea. Am rămas puțin cuprinsă așa de o surprindere și eu. Adică nu mă așteptam să fac chestia asta, dar cine știe, poate astăzi avem surprize chiar mai bune, pentru că între timp am mai și antrenat. Mi s-a părut foarte tare experiența de atunci și am zis că trebuie să trec la un nivel următor. Acum vom vedea ce voi face astăzi. Sunt sigură că o să te descurci de minune. Ce a mai făcut Carina? Da. Zi-mi, te rog, că nu trebuie să o luăm de la început. Nu, hai că e bine. Cu siguranță o să te descurci perfect și în seara asta. Spune-mi, ce-a mai făcut Carina? De când nu ne-am mai văzut, n-am apucat să vorbim nici în timpul liber. Ce-ai făcut? Carina, de la ultima noastră dată când ne-am văzut, s-a mai apucat de câteva proiecte, pentru că unul nu era de ajuns prin care trecusem cu Survivor-ul și am zis că trebuie să-mi lărgesc puțin orizonturile. M-am apucat și de YouTube, m-am apucat mai mult de social media, să fac content la un alt nivel mult mai bun decât ce făceam. Am mai fost și la încă o emisiune, așa că... Ai plecat de la Survivor. Așa. Nu ai, n-aveai condiții, n-aveai nimic și te-ai dus la Insula Iubirii cu toate condițiile. Unde am avut chiar condiții mai multe decât mă așteptam, adică... Cum a fost experiența? Chiar dacă telespectatorii momentan nu o văd, spune-ne mai nu, așa durează, un pic mai durează o exclusivitate. Până începe, cred că o să înceapă oricum foarte, foarte curând, dar a fost o experiență foarte plăcută. Oamenii care au fost acolo toți, chiar și ispitele și cuplurile, au fost oameni foarte ok, cu care aveai ce să vorbești, oameni cu experiență de viață, cu afaceri proprii. A fost de data asta altceva și m-am bucurat foarte mult să fac parte din proiectul ăsta pentru că am avut foarte multe de învățat despre relații prin prisma lor, văzându-i pe ei, cum reacționează în anumite feluri și în anumite ipostaze. M-am gândit, băi, da, uite că în locul lor puteam fi oricare dintre noi. Recunosc că eu, într-un cuplu, nu m-aș duce niciodată acolo, dar... Dar, Carina, ai... Te întreb ceva personal, rămâne între noi două. Ai un partener alături de tine? Da, am un partener. Și a fost de acord cu Carina în ipostaza de ispită? Nu a trebuit să fie de acord cu Carina în ipostaza de ispită, pentru că partenerul meu a apărut după emisiune. Așa că... Wow, o să urmărim și noi poate în timpul emisiunii. Nu se știe ce se va întâmpla acolo, că a fost în timp, că a fost după... Vom vedea cu toții. Carina, eu simt pumnii. Vreau să fii prima invitată special care ia cecul ăla mare. Doamne ajută! Răbdare multă și hai să vedem cum o să te descurci. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Mersi și eu!